Întregul oraș pare a fi cuprins de o febră specifică curățeniei generale. Ori se apropie marele eveniment, și anume 20 de ani de când țara noastră a devenit independentă. Au mai rămas 3 zile până la data de 27 august, când vom serba în întreaga țară Ziua Independenței Republicii Moldova, inclusiv și în orașul Florești, care trebuie să arate impecabil pentru această dată, inclusiv și străzile acestuia. Angajații firmei de construcție care au început plombarea unor străzi din oraș lucrează cu multă ardoare, pentru că mai au la dispoziție doar câteva zile. Să plombăm străzile, să fie atât în regulă și altceva nimic. Capital nu-i chip de făcut. Finanțe nu prea sunt. Dar cine, apropo, cine plătește toate lucrările astea? Toate lucrările le plătește primărie. Deși se știa că gropile vor fi într-un final plombate, inclusiv și cele de petrecere de pietoni, s-au preferat mai întâi să se vopsească zebrele, apoi să fie deranjate de lucrători. Dacă unii locuitori floreșteni merg pe stradă fără a analiza lucrările făcute, alții le și comentează. Adică e firesc ce s-a întâmplat? Au vopsit întâi trecerea de pietoni? Apoi stric, întâi o stricată, întâi fac și apoi mă stric. Ei, nu-i prea bine, dar ce să facem, așa-i. Măcar și așa. Măcar și așa e bine. Это просто трата денег впустую. Это специальная краска делается, это зебра, а не такой краской, как они делают. Nu, poate calitatea vopselii nu e bună, eu nu pot să zic ceva, dar într-adevăr se fac mari cheltuieli, dar și caz ar trebui noi renoite tot timpul. E că firma asta care îl face, da. Eu cred că e să prefacă. Aha, adică o să mai o să revopsească zebra. Da, să revopsească, e că de asfalt cred că e bine calitatea, dar de zebra cred că e că aici unde este vopsită, firma asta se face încă o dată, se vopsească. Am solicitat opinia reprezentanților primăriei care dirigează lucrările de reparație a străzilor de ce nu s-au coordonat lucrările de plombare și cele de împrospătare a vopselei, care până la urmă implică niște costuri. Dacă să luăm tot orașul, sume enorme, noi n-am calculat, dar avem calculat pentru 3 străzi în jur la 500 de mii de lei. Aceasta e strada Ștefan cel Mare, strada 31 august și Mihai Eminescu. Mihai Eminescu, noi ne străduim cât de cât să facem ordine, dar le mulțumesc pe cei care ne critică, de atâta că critica, mă rog, ajută. Potrivit viceprimarului, pentru plombarea celor 3 străzi din oraș au fost alocate 500.000 de lei, iar pentru vopsirea tuturor pasajelor 40.000 de lei.